Schimbare importantă în luptele greco-romane giurgiuvene. Conducerile SCM Dunărea și CSM au bătut palma pentru o colaborare pe termen lung. Astfel, cei mai buni 6 sportivi au fost preluați de CSM Giurgiu, urmând să reprezinte acest club în competițiile naționale. În schimb, secția de la SCM Dunărea a rămas cu aproximativ 20 de sportivi, majoritatea începători. Prima competiție de lupte la care sportivii giurgiuveni au participat în acest an a avut loc la finele săptămânii trecute, în Brașov. Este vorba de prima etapă a campionatului interjudețean, la care au fost reprezentate peste 20 de cluburi din țară. Giurgiuvenii au obținut 8 medalii, 4 de aur, una de argint și 3 de bronz. Interesant este faptul că 6 dintre medalii au fost aduse de fete. La Brașov am deplasat un lot sportiv selecționat cu care să facem față nivelului de pregătire pe care celelalte cluburi l-au adus ca standard și am reușit un comportament foarte bun. La încheierea competiției reușim să câștigăm 8 medalii, iar sportivii fiind de la cele două cluburi. Iulian Bălăceanu a înregistrat 5 victorii consecutive la categoria 100 de kilograme, clasându-se pe primul loc. Tot pe primul loc au încheiat competiția și ceilalți 3 sportivi de la CSM Giurgiu, Lucian Hergelegiu la categoria 60 de kilograme, Daria Stan la 65 de kilograme și Crina Mihai. Pentru SCM Dunărea au punctat Florentina Tudor, locul 2 la 52 de kilograme, Alexia Ghincea, Raisa Păvală și Raisa Sârbu, locul 3. Toate cele 4 medaliate de la Dunărea practică luptele de câteva luni sub îndrumarea antrenorilor Marius Craiciu și Costin Antonescu, aceasta fiind prima competiție la care au participat. Noi ne bucurăm și ne dă speranța că în anul acesta vom reuși cel puțin câte una, două medalii să aducem în palmaresul fiecărui club, fiecărei secții de lupte din Giurgiu. Anul trecut, secția de lupte a SCM Dunărea Giurgiu a obținut numai puțin de 10 medalii la finalele de campionat național și Cupa României, cele mai multe obținute de un sport olimpic în județul nostru.